În această săptămână, la școala gimnazială Silvania din Șimleu Silvanei, județul Selaj, sunetul clopoțelului a dat startul noului an școlar 2016-2017. Curtea școlii a devenit loc de întâlnire pentru elevi, părinți și profesori, alături de primarul orașului, inginer Septimiu Cătălin Țurcaș. Rugăciunea de binecuvântare a precedat alocuțiunile și urările de bun venit prilejuite de începerea noului an școlar din partea conducerii școlii, director Angela Maria Lipo, director adjunct Mariana Ghile și președintele Consiliului de Părinți Claudia Oegar. Vă doresc succes tuturor! Mulțumesc colaboratorilor mei, echipei mele, oamenilor care întotdeauna m-au susținut în ce am făcut, pentru că tot ceea ce vedeți dumneavoastră aici nu este munca unui singur om, este vorba de o echipă, o echipă de profesori minunați, părinți care susțin școala, personal didactic, auxiliar, personal nedidactic. Toți ne străduim ca în această lume să vă oferim cea mai frumoasă dintre lumile posibile. Eu vă urez succes, mulțumiri, putere de muncă și să aveți parte de multe satisfacții după copiii dumneavoastră. Îndemn, haideți să pornim la drum, așa cum spunea doamna director, alături de prietenii noștri care se numesc respect, considerație, perseverență și nu în ultimul timp considerația față de cei care au plecat din școală. Să aveți un an plin de succese, copii, să învățați, să munciți, dar să vă și distrați. Să aveți un an școlar bun, iar cele mai multe dintre dorințele dumneavoastră să se împlinească. Vă mulțumesc! Primarul orașului, domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, a felicitat colectivul școlii pentru munca educativă depusă, dar și pe părinții care au ales această instituție de învățământ, dând startul noului an școlar prin tăierea panglicii din fața noilor veniți pe porțile școlii, bobocii claselor pregătitoare. Pentru dumneavoastră, Diana Teieru. Sărut mâna domnișoarelor și domnilor, bună ziua domnilor! De fiecare dată, în luna septembrie, pășesc în această curte cu mare emoție. Sunt convins că cei mai emoționați sunt cei care vin în clasa pregătitoare și mai mult părinții și bunicii lor. Mesajul meu pentru părinți și pentru cei care vin în clasa pregătitoare este acela că au nimerit într-o școală potrivită, cu oameni potriviți, cu cadre bine pregătite și le doresc mult succes în anii care îi așteaptă pe băncile acestei școli. În același timp, mesajul meu este pentru cei din clasa terminală, care acum pășesc în clasa 8-a. Dragi elevi, să nu uitați că ați muncit aici câțiva ani și ar fi păcat pentru voi ca printr-o abordare necorespunzătoare să n-aveți notele pe care le așteptați la sfârșitul anului școlar. Sunt convins că veți aborda și clasa 8-a cu aceeași seriozitate cu care ați făcut-o de-a lungul anilor și vă doresc anticipa mult succes la examenul pe care îl veți avea la sfârșit de an. Părinților le doresc multă sănătate, să poată să aibă grijă de acești copii extraordinari care vor fi evident viitorul nostru. Succes tuturor! Cei care se află în fața noastră, cei care astăzi s-a zis de atâtea ori aici că au pășit pentru prima dată în curtea acestei școli în calitate de elevi ai clasei pregătitoare, cărora le urez un călduros bun venit la școală. Să-i aplaudăm! Aplauzele să fie și pentru dragilor părinți și pentru a prelungi suspansul, o voi chema pe eleva care a fost anul trecut cea mai harnică în prima zi de școală. O invit alături de mine pe eleva Pop Alexandra din clasa 1-a. Și împreună vom citi numele celei care astăzi a fost cea mai harnică în prima zi de școală. Hai să citim împreună, Alexandra. Tătar Diana Iulia. Haide, Iulia, alături de noi. Te rog, Alexandra, să-i mânezi diploma.
să o feliciți pentru rezultatul ei de astăzi, din prima zi de școală. Îi urăm mult succes. Diana, dacă vrei să ne spui două cuvinte. Bine ați venit la școală! Ca la fiecare început de an școlar, să-l marcăm prin tăierea panglicii. Vedeți aici cheia școlii, care este purtată de boboaca din anul trecut. Această cheie este simbolul realizărilor noastre, a celor peste 810 elevi din anul acesta, a muncii tuturor, elevi, profesori și nu în ultimul rând părinți, comunitate locală. De aceea îl rog pe domnul primar și pe doamna director să taie panglica, simbolul trecerii spre 2016-2017. Pornim la drum cu patru clase pregătitoare, care însumează 95 de elevi. Termaci ai acestor patru clase de elevi sunt niște doamne de suflet, niște învățătoare care, alături de elevii lor, au obținut rezultate deosebite. Și cu această ocazie le rog să poftească să vină alături de noi în față pe doamnele care vor conduce acești mici îngerași în tainele cunoașterii pentru a deveni oameni destoinici ai școlii, ai orașului și ai țării noastre. E vorba de clasa pregătitoare A, care va fi condusă de doamna învățătoare Pop Camelia. Clasa pregătitoare B, coordonată de doamna învățătoare Bonțe Adriana. Toate aceste clase sunt numeroase, sunt formate din 31 de elevi. Clasa pregătitoare C, coordonată de doamna învățătoare Teieru Cristina. Auziți sunetele pe care le scot foștii dânse elevi care au iubit-o foarte mult. Clasa pregătitoare D, coordonată de doamna învățătoare Sabău Rodica. Acestea sunt învățătoarele noastre care pornesc astăzi la start, vedeți, ca într-un joc. Aplaudăm, ieșind și ultima clasă, a patra D, într-o ordine normală și firească. Se vor deplasa apoi spre sălile de clasă, începând cu clasa a 5-a A, B și așa mai departe, în clădirea B. Clasei voastre și am văzut ce clasă frumoasă vă așteaptă.
Voi sunteți elevi în clasa pregătitoare C, clasa tuturașilor de la Școala Gimnazială Silvania. Doamna învățătoare se numește Cristina Teeru și împreună veți descoperi tainele cititului, scrisului și socotitului. Astăzi vă veți da zborul spre Palatul Științei pentru a găsi cheița care va deschide ușile acesteia. Drumul pe care veți merge va fi un drum frumos, presărat cu multă muncă. Dacă veți fi harnici, ascultători, răbdători și cuminți, atunci zborul vostru nu va fi greu și veți găsi cheița cu care puteți intra în palat. Am convingerea că la sfârșitul anului școlar, fiecare dintre voi va putea demonstra cât de harnic a fost. Eu vă doresc mult succes, iar doamne învățătoare, multă răbdare și putere de muncă. Aștept să ne revedem cu cele mai multe rezultate. Bună, doamne!